Altercații în centrul capitalei între reprezentanții partidului Alianța pentru Unirea Românilor și forțele de ordine, după ce unioniștii au încercat să blocheze marșul organizat de blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor. Cei de la AUR au întins un tricolor imens în fața coloanei de participanți la marș, dar poliția a intervenit în forță și i-a dispersat. Unioniștii susțin că, în timpul altercațiilor, polițiștii ar fi folosit gaze lacrimogene.